Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru ocazia aceasta de a ne închina Lui, de a fi împreună și de a-L recunoaște pe El stăpân și domn peste viețile noastre. Mulțumesc pentru invitația de a fi din nou împreună cu dumneavoastră. Cum spunea Bogdan, m-am bucurat data trecută să stăm în jurul unei tematici importante în Scriptură și de mare ajutor pentru o bună funcționalitate în general, și anume generozitatea sau dărnicia și dacă data trecută am fost însoțit de feciorul nostru mijlociu, astăzi am adus, am, a venit împreună cu mine partea mea mai bună și mai frumoasă, soția mea, Anca, uh, și suntem tare bucuroși astăzi să fim în zonă aici la dumneavoastră, mai ales că, măcar că în februarie, am fost primiți cu multă căldură. Uh, e fain să călătorești la 20 de grade în februarie, Poate nu-i bine pentru pământ, dar îi confortabil. Ne bucurăm de o zi însorită, ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu și pentru toate îl binecuvântăm. Vă felicit pentru alegerea de a da atenție, cum spunea și Bogdan, tematicii legate de familie, având în vedere acest, acest atac recent, parcă fără, fără egal asupra familiei. Ne uităm în societate și vedem cum instituția familiei încearcă să fie redefinită. Scopul final acela de, este acela de a o distruge, de, de a nu mai ști cine suntem. Dumnezeu ne-a creat, ne-a așezat în familie, acesta a fost gândul lui Dumnezeu, și asta ne dă sens, ne, ne asigură o anumită identitate. Și nevegherea la păstrarea acestei instituții a familiei poate să fie deosebit de distructivă și asta se întâmplă în societatea în care trăim. Un aspect aparte al vieții familiei este domeniul finanțelor. De aceea, astăzi aș vrea să vă invit să ne uităm în scriptură și să vedem ce ne spune Biblia despre finanțe, și să vedem, să înțelegem un pic, un pas să facem înainte în înțelegerea administrării finanțelor în familia creștină. Și fac această mențiune pentru că atunci când este vorba de, de finanțe în familie, veți găsi tot felul de modele de, finan, de administrare. În ultimii ani, piața. De cărți, de informații, a fost invadată cu tot felul de specialiști, cu tot felul de cărți, cu tot felul de modele, care vor să ne educe financiar, vor să ne ajute să facem bani pe undeva, vor să ne asiste la nivel individual sau în familie pentru a face bani, a avea mai mulți bani, pentru a ne bucura mai mult de bani. Însă, în dimineața aceasta. Aș vrea să aduc o lumină din perspectiva scripturii, pentru că dacă vrem cu adevărat să avem un sistem de administrare a finanțelor în familie, el trebuie să reflecte sistemul de practici și de valori ale Evangheliei. De aceea vă invit să ne uităm în scriptură, înainte de a lua în calcul orice alt sfat financiar, pentru că doar cuvântul lui Dumnezeu la baza credințelor a valorilor noastre, ne poate cu adevărat ajuta să construim un sistem financiar stabil, sănătos și să ne bucurăm de resursele pe care Dumnezeu ni le-a încredințat. Și, cum se spunea, aspectul financiar este teribil de important în contextul familiei, pentru că nu-i așa. De la bani pleacă atâtea certuri. Spun statisticele că banii sunt cau ma cauza majoră pentru conflicte uh, care duc la divorț chiar mai mult sau mai, mai, mai mult decât problemele de infidelitate. Oamenii divorțează, oamenii se despart, oamenii își rup familiile din cauza banilor. Și poate că unii nu ajung în prag de divorț și mai ales noi suntem pocăiți, ne gândim mai greu la divorț, cu toate că și aici... Pare să că societatea ne ajută să ne relaxăm, nu ne gândim la divorț, dar poate ne separăm, ne îndepărtăm financiar și nu-l mai onorăm pe Dumnezeu cu banii noștri. Tocmai de aceea, în această dimineață, fără să am pretenția că o să țin un curs de educație pentru familii, care ar necesita mult mai mult timp și altfel de resurse tehnice. În dimineața aceasta vreau să vă propun câteva principii, să vă îndrept privirea înspre scriptură și să plecăm de jos de tot, de la bază, să ne asumăm, să îmbrățișăm, să recepționăm valorile care trebuie să stea la baza unei administrări a finanțelor în familia creștină. Și, desigur, ulterior, aici, în alte contexte, vă invit să aprofundăm subiectul administrării banilor în familie pentru că necesită mult mai mult timp. Dar pentru a dezvolta, cum spuneam, o viață sănătoasă financiară în familia creștină, sunt câteva elemente care ne pregătesc, care ne setează un cadru pentru practici biblice sănătoase de mare ajutor în împlinirea planului pe care Dumnezeu îl are pentru viața noastră. Un prim aspect important este cel al naturii spirituale a finanțelor. Când vorbim de bani în familie, probabil că așteptăm o listă de activități sau de practici care să ne ajute să facem bani sau să găsim undeva bani. Însă, dacă vrem ca și creștini să administrăm finanțele în, în familiile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, noi, spre deosebire de ceilalți care nu-l cunosc pe Dumnezeu, trebuie să înțelegem și să luăm în calcul natura spirituală a banilor sau faptul că în jurul banilor există ceva de factură invizibilă de natură spirituală care interferează și influențează atât mentalitățile cât și practicile noastre financiare. Un autor creștin spunea, fiecare decizie financiară este o decizie spirituală. Și el înțelegea că atunci când noi decidem financiar, noi nu doar luăm atitudini sau nu decidem doar în sensul economic, și noi, de fapt, alegem cui ne închinăm, pe cine îl urmăm, facem declarații teologice. Din punctul acesta de vedere, noi când decidem în privința banilor, noi participăm la o confruntare între două lumi. Lumea lui Dumnezeu, sistemul de valoare a lui Dumnezeu și lumea celui rău, sistemul diavolului, care are un exponent particular, o persoană numită în Scriptură, un demon specializat pe partea financiară și anume Mamona. Domnul Iisus ne punea în gardă cu privire la acest conflict când ne gândim la bani și ne spunea, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va iubi pe unul și va ură pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și de ce spun lucrul acesta în primul și în primul rând? Pentru că, din păcate, și în familiile creștine ignorăm această realitate. Și măcar că ne numim creștini, atunci când este vorba să ne educăm mai bine în privința finanțelor sau să gestionăm mai bine banii, noi plecăm ca și laici, nu ca și credincioși, cumva în necunoștință de cauză sau ne luând în considerare că atunci când, de exemplu, ajungem la conflicte, nu e pentru că nu avem bani în casă, nu pentru că nu avem bani destui, nu pentru că nu avem sănătate să muncim. Ajungem la conflicte din cauza că atunci când lucrăm cu banii, ne confruntăm cu mamona. Noi operăm în domeniul financiar sub presiunea acestei entități numită Mamona, acestui demon, acestui spirit alocat sau specializat în domeniul financiar și noi, ca și creștini, dacă vrem să administrăm bine, dacă vrem să facem față aspectelor care țin de finanțe, trebuie să fim în cunoștință de cauză. Am dat peste o carte numită Averi bogății și bani și acolo am găsit o listă cu câteva din simptomele prezenței lui Mamona în finanțele noastre, în viața noastră și le-am pus, eu nu văd un ecran, dacă observ că nu, nu, nu rulează PowerPoint-ul, dacă se poate să-l afișați ar fi de folos, sunt câteva simptome care... Dacă le găsim în viața noastră, trebuie să știm nu neapărat că suntem înrobiți până în prăsele de mamona, dar că mamona operează în viața noastră. Iată câteva exemple. Îngrijorări și neliniști legate de bani. Aveți vreodată senzația, care dacă vă gândiți mai bine este ilogică, senzația de neliniște, de stres legată de bani? Nu? Păi, ce bine! Dacă nu, e super. Dar câți dintre noi nu, nu, nu trecem prin așa ceva, suntem frământați, contul e plin, mâncare avem, frigiderul îi, îi, e tixit, căldură avem, telecomandă la aer condiționat avem, copiii ne sunt îmbrăcați, suntem bine și totuși, când ne gândim la bani, ne apucă un stres, o panică. De unde? De la spiritului Mamona care ne neliniștește nu pentru cauze reale, ci pentru presiunea lui spirituală de a ne pune nădejdea în lucruri, de a fi nemulțumiți. Așadar, îngrijorările și neliniștile legate de bani arată că mamona lucrează în viața noastră. Sau, un alt exemplu, un alt simptom, este administrarea defectuoasă a banilor sau comportamentul financiar de tipul nu știu unde s-au dus banii. Nu știu dacă faceți parte din categoria asta, dar sunt oameni care pur și simplu nu contează cât de mulți bani fac, Niciodată nu au destui, și nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Stăteam de vorbă destul de recent cu o familie care m-a rugat să îi ajut să se uite un pic la finanțele lor și spunea: Facem mulți bani împreună, dar nu știm unde pleacă banii. Totdeauna, pe sfârșitul lunii, suntem pe minus. Și lucrul acesta denotă prezența lui Mamona. Dacă nu știu unde s-au dus banii. Dacă este haos în privința finanțelor, dacă nu este un sistem de organizare și de control al cheltuielilor, mamona și-a găsit de lucru. Mamona este acolo. Nu foarte vizibil, îi ca un șoarece în bucătărie. Poate nu-l vezi, doar că desfaci dulapul de la cereale și de la făină și nu aveți vezi că e mâncat prin spate. Mamona e acolo. Pe de altă parte... Situația lipsurilor constante, niciodată nu ajung banii, oricât de mult muncim, luăm slujbe mai multe, economisim, încercăm să economisim, nu reușim, tot timpul suntem pe minus. Este un simptom al prezenței lui Mamona. Sigur, pot să vină crize în viața noastră. Sunt situații, da, vine un, un război, vine un COVID, uh, se întâmplă un accident, se întâmplă, trecem prin episoade financiare, dar dacă lipsa financiară este constantă în viața noastră, ea indică că ceva nu-i în regulă. Sau mentalitatea nu-mi pot permite când am citit cartea și când am văzut această afirmație, mi-a dat foarte mult de gândit și am luat o decizie în ce înseamnă modul în care comunicăm cu copiii noștri în familie. Țin minte că am crescut într-o familie în care tot timpul am auzit asta. Noi nu ne permitem, vorba aia. Familie mare, renumerație mică. Și adesea ni se pare un limbaj potrivit și o abordare potrivită pentru a-i mai liniști pe copii în sensul de a ne tot bani. Dragii mei, dacă clădim o astfel de mentalitate pe care ei o vor ajunge să o creadă sau noi o credem și ne uităm mereu la finanțe și spunem alții își permit, noi nu ne permitem, este un semn că mamona deține teritorii în viața noastră. Pentru că Scriptura ne spune, nu e așa, Că Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia și că o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu o putem trăi cu resursele pe care Dumnezeu ne le le-a pus la dispoziție și spune că avem tot. Și nu spune că avem tot aurul din lume, ci că putem trăi frumos înaintea lui Dumnezeu. Ori mentalitatea, mentalitatea nu pot permite, denotă prezența lui Mamuna. Sau cumpărăturile impulsive. Nu pot să trec pe lângă magazinul preferat să nu intru. Mă simt puțin emoționat, mă simt stresat, sunt obosit. Cum vindec? Intru la shopping. Și nu, nu, nu ține cont acest, acest comportament că suntem bărbați sau femei. Da, poate că surorile merg la shopping, cumpără haine. Dar și noi avem pe ale noastre. Ne mai cumpărăm încă o unealtă, mai dăm iama prin Lidl să mai ne luăm vreo șurubelință, vreo un beculeț. Nu, nu neapărat că avem nevoie trusa de scule acolo, dar nu ne putem abține. Cumpărăturile impulsive denotă o neorganizare, o nesupunere față de valorile Scripturii care ne îndeamnă să fim chipzuiti, să facem planuri și să ne ținem de ele. Sau avariția sau zgârcenia, senzația că dacă am dat ceva, am fi în mare pierdere. Ați simțit vreodată că ați fost îndemnați sau ați fost provocat sau vi s-a oferit ocazia să dați ceva și poate cineva a insistat sau Dumnezeu v-a spus, dă și tu ceva și să vă doar atât de tare, deci parcă v-ar fi amputat un organ. Vorbesc despre lucruri cunoscute? Ați simțit când dați banul că doare rău, rău, rău? Nici aici nu. Ua, stați bine. Stați bine. L-am simțit pe mamona mușcând din greu, când, într-o situație absolut normală, resurse existau, aveam de unde, trebuia să dau un ban, să direcționez niște resurse. Atâta, atâta durea de tare și nu era cine știe ce. Când, dacă dau, doare și mi se pare că mi-au căzut toată tot sistemul financiar, mamona e acolo. Sau poate lăcomia, niciodată nu-i destul, niciodată nu sunt satisfăcut. Oricât îmi cumpăr, oricât te adun, oricât te acumulez, sunt tot pe minus. Mamona este acolo. Sau senzația de nemulțumire, sau lanțul datoriilor, sau accentul exagerat pe bani. Nu știu dacă v-ați uitat, dacă v-ați gândit, cât timp petrecem din zi să discutăm despre bani. Am făcut odată în tinerețe un test. Eram cu mai mulți adolescenți și nu mai știu, am făcut vreun studiu biblic sau ceva și am fost încurajați să facem o înregistrare, să notăm de câte ori ne gândim la Dumnezeu într-o săptămână și să povestim data viitoare. Păi, foarte greu. Deci numai că am avut exercițiul, am reușit să mă gândesc la Dumnezeu de mai mult de o dată pe zi. Bine, mă gândesc când zic la mâncare, Doamne, mulțam frumos. Dar să mă gândesc Concentrați, să, 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 să stau cu gândul la Dumnezeu. Foarte complicat. i am încercat să vedeți de câte ori vă gândiți la bani într-o zi. De când deschidem ochii, ceva să pleacă în direcția banilor? Cu ce cumpărăm, unde mergem, analizăm, discutăm. Nu mă observați dacă circulați cu tramvaiul sau cu troleibuzul sau într-un mijloc în comun sau ă, stați un pic așa, vă plimbați la pas prin mol, dar poate că în mol e normal. Și la stadionul de fotbal, dacă mergem. Pe lângă pasiune pentru sport, vom auzi discuții despre bani. De ce? Pentru că mamona ne trage încolo. Oricum spuneam, dacă vrem să ne formăm o perspectivă biblică a banilor, trebuie să înțelegem prezența lui Mamona și trebuie să ne educăm financiar conform principiilor lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă vrem să administrăm ca familii banii bine, reflectând valorile lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem și personalitățile diferite cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Dacă ignorăm prezența lui Mamona, un alt lucru pe care îl ignorăm și de care avem nevoie să fim conștienți și să, să lucrăm pe baza lui este faptul că Dumnezeu ne-a ne -a creat diferit din punct de vedere financiar. Dumnezeu ne-a dat anumite trăsături naturale, un anumit comportament natural în, 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 și în sensul administrării banilor. Probabil că nu este o noutate pentru dumneavoastră conceptul de teste de personalitate care relevă cum ne comportăm în mod normal, în mod natural. Însă. Acum ceva vreme am dat peste o carte, se numește Cele șapte tipuri de personalitate financiară, scrisă din perspectivă creștină, și autorul ia în atenție câțiva eroi ai credinței, Avram, Isaac, Iacov, Moise, Aron și David, și ei sunt urmăriți prin prisma comportamentului lor financiar și autorul spune că există șapte tipuri de personalitate financiară. Am făcut un print screen cu o pagină din carte pentru a atrage atenția asupra faptului că în mod natural ne comportăm, simțim, acționăm diferit în privința banilor. Spre exemplu, tipul Avram este caracterizat de ospitalitate și nu trebuie să te uiți prea concentrat doar să citești istoria vieții lui Avram, să vezi un om care îi căruia îi place să facă cadouri, îi place să primească pe oameni niciodată nu are stres când e vorba să, bine binecuvinteze pe alții. Vine îngerul Domnului, stai să-ți fac de mâncare. Vine nepotul și încearcă să-l prelucreze. Zice, moșu, nu e așa de atent, hai să, să profite pe urma lui. Și Avram vede spiritul de dorință de a avea mai mult al lui Lot, al nepotului lui, și în loc să îi dea o lecție aspră că e prea lacom, Știți ce zice Avram? Vă aduceți aminte. Ne poate câmpul e mare înaintea noastră. Unde vrei tu? Și nepotul zice, acum e momentul. Luăm câmpia Iordanului că mănoasă. Păi Avram, dar tu ești pe pierdere. Nu contează, avem de unde. Avram trăiește foarte relaxat, foarte ospitalier, foarte deschis la mână. Unii dintre noi ne-am născut așa. Da? Suntem o, 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 un, un spine pentru cei din categoria lui Isaac și unii dintre noi suntem Isaac, tip, tipul Isaac, adică foarte disciplinați, foarte organizați și când avem un partener de viață care împrăștie banii și dă banii cum îi vine și tot se bucură și noi murim încet că ne a stricat matematica, conflictele sunt la ele acasă. Dar ce e important să înțelegem este că Dumnezeu ne-a creat diferiți. Unii suntem foarte disciplinați și după cum vedeți în graficul respectiv există partea întunecată a acestor trăsături care sunt bune în esență, pentru că și să fim generoși este important, și să fim disciplinați este important, și să avem o abordare care urmărește frumosul, ca și în cazul lui Iacov. Apropo, nu știu dacă observați în viața lui Iacov predilecția pentru frumusețe. El dă bani pe cei frumos. Știți cum s-a căsătorit Iacov? Știți cum s-a căsătorit Iacov? Plătind scum să-și ia o nevastă frumoasă. Da, a fost tras uh, pe sfoară de socru, că i-a -o dat-o și pe soră, s-a zis că e în ordine, dar pentru el să cheltuiască pentru frumos, nu contează. Așa suntem unii dintre noi. Și dacă nu avem mâncare, dar să pot să mai iau ceva frumos. Sau când îi face o haină fiului său Iosif, cum o face? Specială. Îi plac culorile. Unii dintre noi suntem înzestrați de Dumnezeu cu o înclinație de a lua decizii financiare prin prisma esteticii, a frumosului. Și este normal și noi trebuie să înțelegem profilul unii altora, al nostru și al celorlalți, pentru a-l putea acomoda. Iosif este un om preocupat de relații și el decide financiar în așa fel încât să se asigure că oamenii sunt în jurul lui. Și dacă oamenii îl îndepărtează, el se apropie de oameni și ia decizii administrative ca să păstreze oamenii pe lângă el. Moise este un tip orientat care rămâne pe traseu, un fel de contabil șef care se asigură că toate nevoile sunt acoperite pentru că. El este rezilient, este st stabil și de termen lung în ce înseamnă finanțele. Aron este preocupat de cazurile sociale. Și chiar am întâlnit în viață câteva persoane care aveau tipologia aceasta financiară a lui Aron, și genul lui Aron este omul care și-ar da și cămașa de pe el pentru un caz social. Fiindcă e o nevoie. Nu mai contează bugetul familiei, nu contează că dăm peste cap celelalte, nu pot dormi din greutatea unei nevoi percepute. Sigur, partea opusă este că astfel de persoane ajung în mare instabilitate financiară pentru că nu reușesc să țină controlul asupra banilor. Și, în fine, exemplul lui David este. Uh, Tipologia conducerii, care orientat după proiecte și după gânduri mărețe, direcționează banii acolo și așa mai departe. Nu, n-am pretenția să fie acoperit întreaga, întregul spectru al personalităților financiare, dar ce vreau să spun este că atunci când Dumnezeu ne-a creat, pentru a fi complementari, El ne-a creat diferit și bine. Dar dacă vrem în familii să avem bucurie și pace în administrarea banilor, trebuie să dăm timp să ne înțelegem unul pe celălalt. Și să nu ne mai acuzăm că nu suntem după tiparul nostru, pentru că tindem să, unive să nivelăm, să-l facem pe celălalt ca și noi. Da, Cine este generos. Critică pe cel care este mai strânguitor. Cine este strânguitor, critică pe cel care este generos și zice că e risipitor. Cine-i preocupat de frumos este ținut în șah de către, din nou, un contabil și un expert, sau de către un mare strateg pentru că astea nu merită, pentru că avem planuri mari. Soți, soții, dacă vrem să administrăm resursele pe care Dumnezeu ni le-a încredințat, Trebuie să ajungem să îl înțelegem pe celălalt, să celebrăm diferențele și să lucrăm la armonizarea lor. Un al treilea aspect care ne ajută să punem baze sănătoase administrării finanțelor în familie este cel care ține de experiențe de viață diferite. Noi nu doar că operăm într un univers spiritual când vorbim despre bani și mamona se infiltrează în deciziile noastre, nu doar că avem personalități diferite care generează comportamente și emoții specifice a acelui tip de persoane care suntem, dar peste asta se suprapune și faptul că am crescut în medii în situații de viață care ne-au marcat din punct de vedere al relației noastre cu banii. Și ajungem în familii și începe războiul mondial. Pentru că la noi așa se făcea, noi așa știam că e bine, noi așa am procedat și ajungem la conflicte. Recent am avut o discuție în cadrul unui grup, și povesteam despre relevanța, despre importanța înțelegerii traseului cultural pe care venim și povesteam cu un grup de bărbați și o persoană mărturisea, recunoștea că a crescut într-o familie singur la părinți, în care tot ceea ce își dorea a fost asigurat. Părinți cu salarii bune, familie, familie mare, în prejur cu mult potențial financiar și-a crescut copilașul acesta și-a ajuns un adolescent și un adult s-a căsătorit și omul spune am așa o senzație naturală că lucrurile mi se cuvin încât tocmai se convertise a ajuns la biserică și-a fost învățat despre valoarea generozității și omul spune mi-e foarte greu să mă gândesc în lateral mărturisea că are două garaje pline de lucruri primite, de care n-are nevoie, dar care sunt semne ale dreptului lui de a fi onorat și înstit și binecuvântat financiar. Și chiar povestea un incident interesant, că cineva a văzut un aragaz pe casa scării, nu mai avea loc în garaj, o schimbat normal aragazul cu unul mai bun, dar fiindcă era lui și nu vroia să-l dea, nu putea să-l dea, l-a pus în, casa scării și un zugrav care venea pe acolo a zis, a cui este că mi-l a trebuit mie, nu mi-l dai. Și zice omul, n-am vrut să-l dau. Și până la urmă, Duhul Domnului a lucrat și i l-a dat, dar cu greu. De ce? Pentru că mediul în care a crescut i-a dat o formă personalității lui și raportării la bani de care nu a fost conștient, dar care îi marchează comportamentul. Acum, imaginați-vă să vă căsătoriți cu o persoană de felul acesta, fie că este bărbat sau femeie, și care să aveți așteptări legitime de a pune împreună. Să-l vezi pe partener că tot timpul el se pune pe primul loc. Viață grea. Dar am putea fi noi ăia. Sau stăteam de vorbă cu în, în cadrul aceleiași discuții și doi dintre participanți. Împărtășau și reflectând la experiențele financiare din copilărie, împărtășau modul în care au crescut. Au crescut în familii numeroase și a, pentru că părinții n-au avut abilități preagro, antreprenoriale grozave, au fost nevoiți să se descurce ca și tineri și spuneau ei acele lițuri din familie au generat un spirit de antreprenoriat. Trebuie să ne descurcăm, trebuie să punem mâna, nu avem de așteptat de la nimeni nimic, tot ce ne face, ne facem cu mâna noastră. Efectul acestei determinări cauzate de experiența de viață este că oamenii primesc foarte greu daruri. Dacă în, cazul anterior, binecuvântați-mă că doar de a exist pe lume ca să vă bucurați să-mi faceți cadouri, Alții, unii dintre noi, avem dificultăți teribile să primim o atenție, o grijă, un gest de generozitate din partea altora. Țin minte că am avut o discuție cu un prieten din capătul celălalt de țară, am fost în vizită la el, am ținut o conferință și am locuit, am stat două, trei zile la el, urma să ajungă în, în zona de vest și am zis, prietene, vii la mine, nu vin. Păi cum să nu vii? Nu pot. Păi cum nu poți? Că i-au venit la tine. Ce? Nu-s prietenul tău? Ba da. Și spune, nu știu de ce, nu pot să-ți explic, dar mi se pare groaznic de greu. Nu. Păi zic, dacă ție ți greu, înseamnă că mă judeci pe mine că eu am dormit la tine. Că nu te-am refuzat. A, nu, 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 nu. Mă bucur că ai fost la mine și vină câte ori vrei. Dar eu nu pot să vin. Experiențele noastre ne marchează și dacă vrem să administrăm finanțele ca soț și soție, trebuie să înțelegem de unde plecăm. Mi-aduc aminte provocarea pe care am întâlnit-o atunci când, da, diferit de modul în care eu am crescut, m-am întâlnit cu Anca și. Uh, Făcând o vizită în localitatea unde sunt părinții, am observat o practică interesantă. Dacă cumva faci un gest de generozitate, nimeni nu-l percepe de generozitate, ci mai degrabă ca un fel de presiune ulterioară. Adică, ai tăiat porcul, ai dus un cârnat și niște jumări, omul își notează și zice, m-a făcut dator. <laughs> și trebuie să-i dau înapoi un pic mai mult ca să-i o fac, să-l fac dator la rândul lui, el să-mi fie mie dator. Și am zis, caman, nu puteți mânca cârnațul ăla bine, mersi, ziceți, aleluia, Doamne, fi lăudat. Nu, mentalitatea chiar a întregii localități era în genul ăsta. Și atunci, orice idee de a ajuta unilateral, de a binecuvânta, era, cum adică, trebuie să te simți dator. Nu vă recunoașteți în gândirea asta. Să vrea un om să te binecuvinteze și să nu poți și să, să, să simți presiunea, nu doar așa gestul de normalitate, suntem prieteni, ne facem cadou unii la alții, ci efectiv presiunea de a returna. Ideea este că avem istorii, avem un etos în care ne-am format, ne-am dezvoltat și trebuie în familie ca să administrăm banii bine, să ne ajungem la conflict și la separare, să discutăm, să negociem, să ajustăm pentru a beneficia de complementaritate. Iar toate aceste lucruri trebuie să vizeze, și acesta este cel mai important lucru pe care vreau să spun în dimineața aceasta: trebuie să ajungem să așezăm în centrul familiei noastre scopul intenționat de Dumnezeu pentru finanțele familiei creștine. Știți ce își dorește Dumnezeu de la familii? Gândiți-vă la versete care vorbesc despre soț și soție. Care, ar, care credeți că este scopul lui Dumnezeu esențial pentru soț și soție? Armonia, unitatea, uniunea, contopirea. Ce spune cuvântul? Va lăsa omul pe Tatăl său și se va lipi de nevastă sa. Când noi venim împreună ca familie, lucrul acesta nu are de a face doar că nu ne place să fim singuri sau vrem să facem copii, ci când ne căsătorim, preluăm dezideratul lui Dumnezeu pentru bărbați și femei, și anume experimentarea unității și intimității, dar Noul Testament aduce o valență suplimentară. Pentru că prin ele, prin intimitate și unitate, noi reflectăm relația dintre Hristos și biserică. Așa citim în Efeseni 5, 29 la 31. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Noi suntem mădulare unii altora în trupul lui. Carne din carnea lui. Același limbaj ca la soț și soție. De aceea va lăsa omul pe tatăl său. Ca să ilustreze relația dintre Hristos și Biserică, când noi venim împreună ca soț și soție, noi trebuie să ne luptăm, să ne zbatem pentru păstrarea unității, pentru realizarea acestei Uniuni. Familia creștină, soțul, soțul și soția, înainte de orice, a fost lăsată pentru a reflecta iubirea și unitatea dintre Hristos și Biserică. Tocmai de aceea, administrarea finanțelor trebuie făcută în așa fel încât să ducă la unitatea familiei. Și în sensul acesta, în ultima parte, câteva decizii esențiale pe care trebuie să le luăm ca bărbat și femeie, ca soț și soție în familia creștină. Primul lucru care este direct legat ca o consecință acestei realități a reflectării unității bisericii cu Hristos prin clădirea unității în familia creștină, este faptul că vom discuta și vom decide împreună situația financiară. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în familiile de pocăiți nu există banii mei ăsta e salarul meu, ăla e salarul tău. Ci banii mei sunt banii noștri. Banii tăi sunt banii noștri. Iar banii noștri nu sunt banii noștri, ci sunt banii lui Dumnezeu pe care îi administrăm împreună. Practica fiecare cu banii lui este înlocuită de practica administrării împreună a banilor lui Dumnezeu pentru scopul nostru ca familie. Într-o întâlnire recentă am făcut o afirmație și, pentru că a fost provocatoare, n-am planificat-o, vreau să o, o pronunț și aici, frați și surori. Și știu că este provocatoare, dar sper prin asta să dau de gândit. Când noi alegem să avem vieți financiare diferite, pe indiferent ce motive, noi am ales să divorțăm și să ne trăim vieți separat. Și probabil că tehnic asta nu se va consuma niciodată, în sensul că rămânem acolo, dar atunci când noi dezvoltăm sisteme financiare în care eu cu banii mei, tu cu banii tăi, în care mama merge la copil și zice ia da cine niște bănuți, dar să nu afle tatu. Sau invers, ține de aici că mai ta habar n noi nu facem altceva decât să distrugem această familie, celulă de bază a familiei, a societății care este familia și să-L dezonorăm pe Dumnezeu. În familia creștină, banii nu sunt banii mei, nu sunt banii tăi, banii sunt banii lui Dumnezeu încredințați nouă. De aceea, chiar dacă s-ar putea să vă șocheze această afirmație, vă provoc să reflectați asupra ei și să luați decizii potrivite. Știu, din nou, unii vor spune, am fost nevoiți să ajungem acolo. Pentru că dacă i-aș fi lăsat banii pe mâna soției sau pe mâna soțului, de mult se duceau. Așa că am preluat controlul, sau cel puțin în, 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 în dreptul banilor mei, știu ce am de făcut. Am reușit să forțez această negociere. Dacă noi suntem familii creștine, atunci noi ilustrăm uniunea dintre Hristos și Biserică și nu avem cum să o ilustrăm dacă într-un capitol atât de de bază al vieții de zi cu zi noi avem banii separați. Dacă e de mult, asta s-ar putea să fie greu. Dar vă invit, vă rog, pledez înaintea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, pentru a. Veni împreună și a gestiona finanțele pe care Dumnezeu ni le încredințează împreună pentru gloria lui Dumnezeu. Așadar, prima decizie este vom discuta și vom decide împreună situația financiară. Vom crea un plan, dar rolurile vor fi diferite. Unul e mai vizionar, altul e mai contabil ca profil, unul e mai visător, unul se gândește la frumos. Nu contează în ce mod Dumnezeu ne potrivește împreună, dar trebuie să fim la bani împreună. A doua decizie de sau importantă pentru a avea finanțe care îl onorează pe Dumnezeu, este să îl recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân peste banii noștri și să îi recunoaștem dreptul pe care Biblia îl numește zeciuieli între finanțele noastre și să îi le returnăm. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide gazurile cerului și dacă nu voi turna belșug de binecuvântare. Frate și surori, iubiți creștini, oameni buni, ne putem aștepta la ajutor din partea lui Dumnezeu, dar dacă nu facem minimul pe care Dumnezeu ni l spune, ca și administrare financiară respectiv, să recunoaștem rodirea pe care Dumnezeu o produce și nu noi și să îi returnăm lui Dumnezeu acele 10% pe care Scriptura ne învață să le identificăm separat și să îi le aducem, nu să îi le oferim cadou, ci pur și simplu să le recunoaștem, să le, le punem deoparte, să le tratăm ca diferite, și să îl cinstim pe Dumnezeu, nu avem cum să dezvoltăm o viață financiară sănătoasă. Nu spun că dacă aducem zeciuielile, toate lucrurile se rezolvă. Chiar stăteam de vorbă cu cineva și provocam la luarea deciziei de a-L pune pe Dumnezeu la încercare, având în vedere că practica aceasta, mai ales în vremea noastră, e destul de controversată și uh, i-am spus cuiva, pune-L pe Dumnezeu la încercare. Nu crezi în zeciuială, pune-L pe Dumnezeu, cum spune profetul. Și persoana mi-a răspuns, am pus de mai multă vreme și tot așa prost îmi merge. Și atunci am încercat să explic că faptul că practică zeciuiala, dar în același timp ia bani cu împrumut și cheltuie haotic, nu <gântuie> are cum să fie bine. Adică zeciuiala este una din practicile care compun acest sistem sănătos de lucru cu finanțele, dar el nu este magic. Însă, dacă vrem să-l onorăm pe Dumnezeu în familiile noastre și să vedem binecuvântarea lui Dumnezeu peste resursele încredințate nouă, trebuie să-l onorăm pe Dumnezeu prin recunoașterea zeciuielilor și prin returnarea lor în termenii stabiliți de Dumnezeu. Și în timp ce nu face astăzi obiectul discuției, vă încurajez să practicăm această zeciuială și ca soți și soții să alegem. Să-l cinstim pe Dumnezeu și nu să-l furăm, cum zice Profetul. Dar atât despre lucrul acesta. În fine, a treia decizie care trebuie să luăm dacă vrem să gestionăm ca familii resursele într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu este să dezvoltăm practica de a face distinție între obligații, nevoi și dorințe și să închidem cercul dorințelor pentru a ne putea bucura astfel de rodire și de generozitatea care urmează. Dar să le luăm pe rând. Atunci când vorbim de finanțe, putem să împărțim cheltuielile noastre, dacă vreți, în trei mari categorii. Una este cea a obligațiilor sau a costurilor fixe. Dacă stăm în chirie, banii ăia trebuie să meargă acolo. 2, 300, 500, nu știu cât e o chirie în zona dumneavoastră, dar știu că nu-i puțin. Cheltuiala respectivă o putem înțelege ca obligație, ca ceva ce vine constant peste noi și trebuie să o achităm. Dar în privința cheltuielilor noastre de familie, mai există o altă categorie sau am putea introduce sau include aici aspecte ce țin de hrană, îmbrăcăminte sau alte lucruri ce țin de viața cu zi, de zi cu zi în care avem nevoie de costuri sau să cheltuim bani pentru ele, dar ele sunt variabile, în sensul că putem să mâncăm acasă, ne facem o acasă, ne facem sandwich-ul acasă, sau putem să dăm bani și să îi cheltuim în oraș pe mâncare gătită sau pe băuturi de la, de la cafenele și așa mai departe. Deci costurile sunt variabile. La fel, ne îmbrăcăm cu haine ca să ne îmbrăcăm sau ne îmbrăcăm cu haine ca să ieșim în evidență și să avem preferințe și îți ok toate, doar că trebuie să înțelegem că aici se poate lucra. Însă există o a treia categorie pe care Biblia ne-o îngăduie și despre care Biblia vorbește și este nivelul dorințelor noastre. Dincolo de obligații și de nevoi, există aspectul acesta al dorințelor noastre. Din păcate, însă, supresiunea reclamelor, supresiunea uh, culturii în care trăim. Ne trezim că nu le putem ține sub control și cercul acesta se extinde tot mai mult. Am văzut un filmuleț, o, o, o caricatură cumva a acestei tendințe și acestei neputințe de a limita dorințele noastre și efectele ei, și dacă funcționează tehnica aș vrea să urmărim și apoi să ne apropiem de încheiere. sper că ați prins tâlcul poveștii. Sub presiunea anturajului, sub presiunea reclamelor, dorim mai mult, nu mai reușim din venituri, intrăm în cheltuieli. Vine vremea socotelilor și totul se dărâmă. Tocmai de aceea, dacă vrem să administrăm bani într-un mod care le înulează pe Dumnezeu, trebuie să discutăm în familie și să punem un stop, să punem o limită dorințelor noastre, și scopul este acela de a identifica surplusul pe care îl dă Dumnezeu. Marea întrebare este însă: Cât ne este destul? Cât, când știm cât, cât este destul? Și lucrul ăsta e între noi și Dumnezeu. Nu o să vă pot spune. Ce anume îi drept și nu drept. Însă, dacă resursele sunt ale lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu are un scop pentru administrarea resurselor, noi trebuie să ajungem să putem spune, acum este destul. Și când spunem, când știm cât este destul împreună cu Dumnezeu, uitați ce se întâmplă. 2 Corinteni 9, de la 8 la 11. Dumnezeu poate să vă umple de orice har. Pentru că având întotdeauna, în toate lucrurile, cum? Ce spune textul? Din destul. Uh, următorul slide. Având întotdeauna toate lucrurile, din destul să prisosiți în orice faptă bună. Slide-ul anterior. Când noi punem o limită cheltuielilor noastre, mai ales dorințelor noastre vom constata că Dumnezeu continuă să ne binecuvinteze și când o face, crește acest surplus, rodesc finanțele în viața noastră și Dumnezeu dă un scop pentru ele, și anume binecuvântarea altora sau creșterea valorii prin investiții. Dumnezeu vă poate umple de orice har pentru că având din destul, închizând cercul nevoilor și dorințelor, să, a, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, am prăștiat, a dat săracilor neprihănirea, lui ține în De aceea, cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vouă și vă va mulți sămânța de semănat și vă face să crească roadele neprihănirii voastre. Și acum versetul 11. În chipul acesta, în chipul acesta când aveți destul, în chipul acesta atunci când definiți ce este destul, Dumnezeu vă va îmbogăți peste destul în toate privințele, cu ce scop? Pentru orice dărnicie prin care, care prin noi va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Dumnezeu intenționează să binecuvinteze familiile noastre. Dumnezeu vrea să binecuvinteze familiile creștine care le cunosc pe El ca Domn. Și Dumnezeu revarsă resurse peste noi. Întrebarea este îl onorăm noi pe Dumnezeu respectându-i principiile și punând limită dorințelor noastre motivate de lăcomie, de presiunea din jur și dăm șansă lui Dumnezeu să evidențieze și să aducă acest belșug care se ducă la generozitate, imaginați-vă, dintr-o viață trăită de pe o zi pe alta, cu îngrijorări, cu stres, să ajungem ca familii, să spunem, Doamne, mulțumim frumos, avem tot ce avem nevoie, mai vedem că ne dai și în plus, am vrea să-ți facem o reclamă bună. Cum am putea să-i binecuvântăm și pe alții? Aceasta este oferta lui Dumnezeu pentru noi, pentru familia creștină, acesta este modul în care Dumnezeu vrea să lucreze. Vă invit împreună cu noi, împreună cu alte exemple care sunt între noi, să-L onorăm pe Dumnezeu. Vă doresc să vedeți belșugul lui Dumnezeu, îi prin buzunare pe la dumneavoastră. Dar dacă nu închidem cercul dorințelor nest 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 nestabilite, vom fi mereu în senzația de lipsă. Dacă însă spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru binecuvântarea ta, mă deschid înspre tine atunci nu doar noi vom fi binecuvântați, ci și copiii noștri vor vorbi despre părinții lor ca despre o moștenire mare pe care le-au lăsat-o. Un Dumnezeu care poartă de grijă, un Dumnezeu care îmbogățește, un Dumnezeu care dă întotdeauna, în toate, să fie suficient, da? Nu trebuie să ne tragem de la gură, trebuie să delimităm însă ceea ce este suficient și peste aceasta Dumnezeu să dea din Belșug, așa încât să prisosim în orice faptă bună. Belșugul, înțelepciunea, bucuria și pacea să rămână peste dumneavoastră și să vă însoțească în administrarea finanțelor pe care Dumnezeu vine încredințat și pe care dorește și continuă să o facă spre slava lui. Amin!